Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică. Este într-adevăr o zi super, super magică, cu o energie intensă, mai exact. Avem lună plină astăzi, 8 decembrie. O să vă extrag și un card. Să fiți atenți la gândurile și la cuvintele voastre, pentru că într-o zi cu lună plină în Gemeni, acestea au o putere de manifestare extraordinar de mare. Mesajul extras pentru 8 decembrie. Cursuri. Menirea ta implică să studiezi și apoi să înveți pe alții. Așadar, mesajul dragilor astăzi este acela de a învăța, de a studia, de a vă îmbunătăți într-un anumit domeniu și de a da mai departe. Deci, după ce voi acumulați foarte multe informații, învățați și pe alții. O carte foarte, foarte interesantă, poate mulți dintre voi chiar aveți această menire de a învăța pe alții, dar cu siguranță că sunt și aceia care au ca lecție, da? Deci uneori avem un scop principal și mai multe mini-scopuri secundare. Încercați să vă găsiți menirea, dar și micile lecții care fac viața mai frumoasă și care vă ajută să evoluați aici pe pământ. Like, share, subscribe, abonați-vă, apăsați acolo clopoțelul, intrați și pe Facebook, pe Instagram, iar dacă doriți astrograme personalizate, cu mare drag vă aștept la cabinet sau printr-o sesiune personalizată la telefon să discutăm despre hărțile voastre. Haideți să vedem ce ne arată harta astăzi, în momentul astral al zilei, atmosfera astrală. Berbec. Berbecii au multe de spus, au multe gânduri, au multe idei captivante și a spune cumva, vă gândiți și la călătorii, vă gândiți și la planurile voastre să le puneți în aplicare. Socializare, relația cu frații, călătoriile, învățatul, cursurile sunt zone de interes pentru voi. Taur. Astăzi pentru tauri toată energia este direcționată către zona banilor. Idei pentru a face mai mulți bani, pentru a reinventa niște lucruri, pentru a le îmbunătăți. Poate că veți avea niște discuții aprinse cu partenerii de afaceri sau cu cei cu care împărțiți niște bani. Energia este concentrată pe zona financiară spre a fi îmbunătățită. Gemeni. Multe gânduri, multe situații, multe discuții pentru voi astăzi. Sunt momente intense, unele bune, altele mai dramatice. Acum depinde fiecare cum doriți să priviți. Încercați să înțelegeți ce aveți de făcut, ce aveți de învățat. Este o zi transformatoare, o energie liberatoare, vindecătoare, cu un potențial extraordinar. Rac. Racii au nevoie de odihnă, au nevoie să se relaxeze, au nevoie să stea un pic în tihnă așa și să înțeleagă ce să facă, cum să facă. Este momentul să vă eliberați de gândurile negative și este momentul potrivit pentru a vă detașa, a încerca să priviți spre viitor cu încredere și cu detașarea trecutului. Leu. Leii au parte de întâlniri foarte interesante, zona socială este activă, luna plină activează zona socială, așadar vă întâlniți cu prietenii, aveți discuții siropoase, poate chiar veți spune niște lucruri sau vi se vor spune lucruri, dar din comunicarea cu prietenii reies multe informații, poate chiar valoroase. Fecioară. Fecioară își duce atenția pe carieră, sunteți concentrate să echilibrați cariera și familia, duceți multă energie pe zona carierei și aveți chiar multe laude sau bonusuri sau, mă rog, informații care să vă ajute, informații care vă susțin. O zi intensă pe tot ce înseamnă carieră și echilibru cu familia. Balanță. Balanțele reușesc să stăpânească setea de cunoaștere pentru că dați așa iama în toate cursurile, în toate cărțile, în toate articolele. Luați-le pe rând, nu puteți să studiați, adică nu puteți, puteți să faceți ce vreți voi, dar ideal ar fi să studiați câte un domeniu pe rând. Setea de cunoaștere este extraordinar de puternică, dorința de a învăța, de a da mai departe, dar și dorința de explorare, să explorați locuri diferite, necunoscute, călătorii pot apărea. Scorpion. Scorpionii au o zi de renaștere, de resetare, ies foarte multe adevăruri la suprafață, vă așteptați la ele, nu e ceva ce vă ia prin surprindere, dar simțiți nevoia să eliberați și de a veți elibera foarte multe lucruri. Atenție un pic pe zona intimă și sexuală. Săgetător. Săgetătorii au situații în viața de cuplu.
Pe sectorul relațiilor, lucrurile sunt întinse la maxim, adică pur și simplu nervii pot fi la maxim, măcar se eliberează ceva. Atenție pentru săgetători pe sectorul relațiilor. Luna plină se formează pe casa 7-a, casa voastră a căsătoriei, a relațiilor, a tot ce înseamnă ordine de la judecător sau, mă rog, poate să însemne și în zona asta a tribunalelor. Deci vor ieși pe acolo scântei, măcar se eliberează ceva, se așează lucrurile. Capricorn. Capricornii au o zi intensă la locul de muncă. Aici sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune. Concentrați-vă pe părțile bune din viața voastră. Este o zi în care vă recomand să aveți un pic grijă cu alimentația, să aveți un pic atenție asupra activităților care ar putea să vă construiască o sănătate mai bună. Obiceiurile de zi cu zi, micile rutine, vă construiesc stilul de viață. Atenție acolo. Și atenție și la muncă, sunt ceva situații de rezolvat și bune, și bonusuri, dar și rezolvări. Vărsători. Vărsătorii au o zi cu interese în zona iubirii. Vă interesează foarte mult partea aceasta de iubire. Vă interesează să aduceți distracția în viața voastră și anticipați așteptările partenerilor și veniți așa cu tot felul de idei. Speculați bine ce speculați și în dragoste și financiar, pentru că într-adevăr avem aici foarte multă originalitate, creativitate și activități care să vă ajute să vă îmbunătățiți viața. Pești. Peștii reușesc astăzi să facă niște schimbări în familie, sunt discuții cu familia, poate se dau niște verdicte, se spun niște lucruri, ies la suprafață acte, moșteniri, succesiuni, tot felul de situații, dar oricum vă concentrați pe zona actelor, vă concentrați pe zona familiei, vă concentrați să îmbunătățiți anumite lucruri. Discuțiile și reuniunile sunt, să spunem așa, foarte puternice, nu neapărat că sunt recomandate, sunt recomandate dacă aveți de rezolvat. Dacă nu, întâlniți-vă, dar să nu vă luați la discuții provocatoare. Îmbunătățiți relația cu rudele. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!